Pentru cei care astăzi dimineața aici la Sfânta Liturghie și dacă sunteți interesați, la ieșirea biserică, la masa din dreapta, veți găsi foaia parohială la aceste duminici, cuvântul care se vește, puteți să vă luați, să știți. Chiar avem acolo în ea și o pagină dedicată de Dumnezeu de Golga și cuvântul despre Sfânta Cruce și alte articole interesante despre marșul pentru viață și așa de parte. Vă reamintesc să nu uitați că deci peste două săptămâni vom avea niște cunoscut pe scriitorul Sorin Labri, care va vorbi despre mărturisitorul din temnițele comuniste, să nu ne răspunați, tot la orele 18, duminică 14 aprilie, orele 18, fiind ultima seară de comunicează din acest post. Și tragem nădejde că după Sfântul și Marele Post, cum spuneam, cum vă spuneam, v-am anunțat deja, miercuri 22 mai să-l avem în mijlocul nostru, la orele 18, seara, la orele 18, pe Academicianul Ioan Orecop, președintele Academiei Române. Între timp, ori până, ori imediat după aceea, vom avea și pe părintele Andreea Sorin Mihalache, care a mai fost și care va veni iarăși în mijlocul nostru. Și vedem de ce ne putem avea. Nădăjduim să poată ajunge, să poată veni în mijlocul nostru și părintele profesor Ioan Chirin la Cluj. Părinte profesor, Staia Cluj, în contextul provocărilor contemporane, punctual, de la noi, în țară, nu merge mai departe. Care vedeți cum se prezintă, care sunt curentele și atitudinile vis-a-vis de biserică, vis-a-vis de noi, ca neam, ca popor, că noi toți, la o lată, formăm sau altă din biserică. Cum vedeți funcția voastră, cum trebuie să răspundem noi acestor provocări? Pentru că noi, ca neam, ca popor, mai nou sau mai de mult sau mai de aproape, cred că înțelegeți la ce mă refer, suntem jigniți ca popor, ca neam, de la cel mai înalt nivel. Cum putem noi, ca biserică, sigur, fără a fi defetiști, rămâneți, cum spunea Părintele Simeon, cum putem totuși răspunde tuturor acestor provocări cu toată demnitatea acestei copii. În contextul vremurilor, această întrebare m-a apărut, fiindcă m-au întrebat o grămadă de tine și avem de făcut în acest context, în aceste vremuri, în aceste condiții. Da, nu pot să dau un răspuns. În faimire, să spun așa, ceea ce pot să spun este ceea ce am învățat de la părinții cu obicești și mai curând de la părintele Rafael Mărica, mai e. Părintele Rafael Mărica a fost chemat de preoții din Alba, tocmai punându-și această problemă, cum pot să fii preot într-o lume în această 20-21. Problema care a rezultat de preoți, sau una dintre probleme, era aceasta. Cum poți să fii duhovnic dacă în secolul 21, dacă ai conștiință de psihanaliză, de psihologie, de psihoterapie, de așa de așa. Avem un complex. Avem o problemă chiar noi, preoții și creștinii. De ce? Pentru că nu avem încredere în ceea ce ne-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos. Adică, și Părintele Avreme ne descoperește. Aveți încredere mai mare în mijloacele lui Dumnezeu decât în mijloacele lumii acestea. Cred că aceasta este cea mai mare problemă a noastră astăzi. Ne complexăm că suntem la jocuri și Mântuitorul Iisus Hristos a fost la jocuri.
necomplexată, suntem disprețuiți în timp Domnul Iisus Hristos a fost cu atât mai mult bajocorit cu cât era să și lui Dumnezeu. Deci nu am complexat. Și spune învățați-vă mai multă încredere în lucrarea lui Dumnezeu, pe care, la nivel personal, fiecare poate să o primească. Mijloace pentru a lupta împotriva Duhului Lui. Și Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar că lupta noastră nu este împotriva Duhului, ci a Sfântului, ci este împotriva Duhului Lumnericul acestui fel, a începătorilor, a stăpânilor, pentru că și vitrenii au ierarhia lor. Este o luptă duhovnicească până la urmă. Este o luptă duhovnicească care nu ne descurajă. În care mijloacele sunt aceleași. Pentru că, într-o discuție pe care am avut-o, chiar la Trinitas, așa, cu părinte, eu sunt de acord că, da, trebuie să stăpânim și celelalte mijloace. Dar, în primul rând, încrederea este în puterea și în lucrarea lui Dumnezeu. Mijloacele sunt aceleași, mijloacele așezi. După postul, tot rugăciunea. Și în același așezare, o spune Sfântul Sinod, în smerenia lui Hristos. O să zice, da, sunt arabă, ce nu? Nu, nu sunt arabă, nu, ce? Și în același timp vedem că băieții ăștia care se ocupă de ezoterism, tot acolo încearcă să se scotocească, dar pe altă cale. Acum au ajuns și cercetătorii neuroștiință să spună, nu neuroștiință, se face ca un proiect. Să vadă care sunt efectele rugăciunii, deci ca o mănăstire, se întâmplă, nu știu, probabil știți. Da? Păi ce asta? Deci ei vor să testeze dacă mai e efect. Bineînțeles care e efect, dar experiența aceasta nu este o experiență nouă. După cum ispitele lumii acestea nu sunt noi. Singurul lucru care s-a schimbat este registrul lumii acesteia, pentru că, de data aceasta, patimile omenești pot fi amplificate. Prin ce? Prin mijloacele tehnologice. Și acum, vedeți, există această tentație, că lumea de astăzi se spune, a, s-a descoperit acum celula aceea care se spune nemurire, nemurirea terestră. Deci, până la urmă, acest curent, pentru că este vorba de un curent ideologic, neomarxist. Acest curent încearcă să devină și religios, deși el este religios și ateist, curentul transumanismului, care spune povestea părintele Băbuș, ce la urmă duc într-un parc și vine un fost ofițer, mă rog, ieșit la pensie, de aici sunt la pensie niciodată, și spune părintele, de și la Giorgi de acolo, Dumnezeu a fost în numărare, caută să vei creșterea celula de mic. Să vedeți că orice boală va fi eradicată în mic. Și zice, mă întâlnesc pe după o lună, spui și că așa și foarte trist. Ce am venit? Să nu crește. Ce s-a întâmplat? Soară. Cancer. Păi, cum? M-a sunat cu celula aia care nu pot. Aia, păi, deci trăim aceste povești, pentru că băieții pot să vedem și proteste și transumanismul își propune să fie un fel de religie, nu e paradis care e scop. Dacă vrem să vedem și noaptea, dacă vrem cu bunul ionic, dacă vrem să avem copii, îi putem programa în laborator și îi punem și aia, acolo, așa, genetica, acum, spune că atât mai știu de informație, dar nici nu știe ce vor fi acei copii în care vor fi programați, vor fi frumoși, înțelepți, de mai bine și un fel de cip undeva, de supra-dimensionare, de ștepuciune și așa mai departe. Este clar că lumea intră într-o nouă epocă. Acum, vedeți, să
Din păcate, tehnologia este folosită pe imaj. Nu multe folosesc tehnologia. Dar, din păcate, omul păcătos pe imaj, care pune pe tehnologie, își poate permite orice. Mai ales că acum aceste jocuri, care, știți, sunt a doua viață, Second Life, în care te conectezi, își deriva o identitate, nu? Nu te cunoaște nimeni. Deci avem nevoie de prezență duhovnicească și vreau să vă spun un lucru
pe care l-am pregătit pentru în ortodoxie, ceea ce este esențial, este nașterea. Și am dat de acest exemplu. Dostoevski, pe care l-am primit în acel, nu ar fi fost cel mai mare scriitor creștin ortodox, dacă nu s-ar fi întâlnit cu Antonie cu Ambrozie de Rotterdam. Dacă nu s-ar fi întâlnit cu Marele Bucur, nu s-ar fi născut. Și noi înțelegem de fapt că cel mai important lucru este să ne întâlnim cu duhovnic și să rugăm Dumnezeu să ne scoată în cale, care să ne nască în Hristos, să ne salvă Sfântul. Adică, știți ce a zis Sfântul Rafael când a venit în România? Ce înseamnă să ai părinte și să te lasă și să fii mulțumit cu un singur părinte. Eu zic, haideți să vedeți cu părintele Cleopa, treaba de Cleopa. Și știți ce a zis părintele la fel, dar nu din mărturie, ci din discernământul de proces. Eu l-am cunoscut pe părintele Sofronie și mi este de ajuns. Asta înseamnă conștiința că l-am născut și are un părinte, un singur părinte, nu spune Sfântul Apostol Pavel. Deși, mă rog, am venit cu ceva să vă arăt, un singur părinte. Se referă la acele patru mese de părinte. Deci, eu cred așa că și noi, ca teologi, și ca preoți și creștini, am așa cum să așa. Tot postul, tot rugăciunea, trebuie să vină neuroștiințele, cercetătorii, neuroștiințele, spună că cea mai profundă cale de vindecare și de vei vedea acum ce și atunci este rugăciune. De ce? Pentru că aici trebuie și alte probleme. Eu nu fac deosebire între rugăciunea lui Iisus și noi. Dar ei spun, într-adevăr, cel care se roagă și avem numeroase exemple. Deci, cercetătorii de rugăciune. Și aici, dacă tot vine Sorin din Ianachie, vă poate da un exemplu. Care arată că, da, rugăciunea este cea mai profundă metodă de vindecare, cea mai puternică metodă de vindecare. În cadrul cenatului Sfântul Simeon nou, în cadrul facultății de rugăciune pentru să legi în București, ați organizat și organizați în continuare niște manifestări spirituale bucești excepționale. Fiindcă sunt și de aici, de la noi, la biserică, oameni care participă la aceste seri, la aceste întâlniri comunicești, spuneți-ne puțin programul și urmează la aceste seri comunicești. Și chiar spuneți-ne puțin și de ultimele două, cea cu Sfântul Ioan, sau care vreți Sfinția voastră? Nu mai am observat în Sfânia, că la întâlnirea solidarită a fost pe învăța postului și o seară foarte frumoasă. Ea s-a intitulat Redescoperirea Partidului Neamului sau Pacea de Unitate. Avem nevoie de acești oameni, ei sunt reali, nu sunt aparțin de ideologii și avem nevoie de modelul lor, dar nu mai avem nevoie de modelul. Și Sorin Lavrin a vorbit despre aceasta în cartea lui, a lăsat cartea Glasul din Colcine, în care vorbește despre Valeriu Cafu, despre Mircea Cărcănescu, dar vorbește și de cei care au luptat în existența din acest lucru, care au luptat în care oameni. Și au fost de oameni și pentru că, de fapt, ei au luptat în existență și în identitate pe care merită să nu se spună la Sfântul Cărcănescu. S-a înțeles că ce sunt ele. A fost o seară, a fost invitat și Cristian Curte, o seară deosebită, și după aceea am avut seara dedicată poetului Daniel Turcea, poet care s-a scris, știți, poate, la vârsta de 33 de ani, și care a avut un itinerar foarte interesant. Adică a fost după cea de care liceul, foarte bun la matematică, un tip de o inteligență extraordinară. Dar a avut perioada cu tău și a căutat, iar a
această perioadă de căutare ezoterică, ezoterismul oriental, a dus la omul său de poezie într-un dia. Și după ce a avut el, a avut o cădere, a lipsit o săptămână, a venit de acasă, s-a trezit el la ușă și l-a întrebat unde ai fost, ce s-a întâmplat. Deci, Lucia, pur și simplu, nu l-a recunoscut când a venit. Și el a spus că a fost în iad. După aceea l-a povestit acea vedere pe care a făcut, în care Sfântul Evsterie l-a luat de mână și l-a dus în biserica Sfântului Evsterie, a căutat un an de zile, a găsit, a descoperit, în sfârșit, nu mai spera, a încercat să se apropie de biserică, dar n-a reușit, că mintea lui era oarecum urcată în mândrinea iubitelor. Și atunci a avut un episod pe care îl povesteam, care de la Biserica Împăciun, care încă se apară în Biserica Ștenica, și care el a făcut scurtări, nu știu, de luni, zic, 6 ore, a fost o părere, dar a fost o părere. După care, părintele Arsenie i-a spus, uite, dragul meu, după toate că te-ai mărturisit aici, ar trebui 360 de ani să te părătășești. Dacă nu, după ce dai ori, nu poate, ca mare. Dar ca să vezi că cum este Hristos, nu poate să te părătășești acum. Și din momentul acela, a venit de unde cu Hristos, acum, există și ipoteza că el a fost gardian la un dat. În 1978 a publicat volum de poezie Epifania, o poezie mistică, i-a citit pe toți, pe toți. Majoritatea mistică, în sensul Sfântul Sinon Autorul, care are, spre exemplu, poezii care arată cum Dumnezeu se va în limba noastră. Sfântul Sinon Autorul, Sfântul Grigore Patrimonial și alții. Și apoi a fost răstignit de boala cea mai grea, pe care el a spus-o așa, într-o poezie, ce s-a întâmplat ce? Ca? Ca în cer. Ca în cer. Care este martir? Părintele Paisie de Greu, care nu a făcut lucrurile astea, spune că este martir. Ca în cer. Deci, a doua zi, m-a avut cam 7 care au vorbit despre de atunci din mai multe puncte de vedere, s-a stins pe 28 martie 1979, deci de 40 de ani, pe 27 seara a făcut așa și după aceea, pe 28 martie, a lăsat în Dumnezeu. Urmează acum, deci, miercuri, avem o piesă de teatru, Luminele Râmului Aprins, sau Luminele Râmului Aprins, o piesă de teatru care este regizată sub regia lui Dan Puric. Dan Puric și scenografia Cristianului Iosif Manoliu. După aceea vor vorbi Dan Puric și actorul Constantin Codrescu, care face parte din distribuții. Și înainte de Paște, ultima seară, despre Părintele Nicolae Steinhardt, la cărui trecerea Domnului s-au primit ieri, 30 de ani, 16 aprilie, a fi dat de Dumnezeu Sfântului, Părintele Nicolae Steinhardt și Relația Fericii, cu Monica Tânat, George Averean și Părintele Emilia. Dă de ajutor, totuși, acel simpozion, cu Ioan Alexandru, 27 mai, să se primească cu tatăl, care a fost și pe da. Eu vă mulțumesc. Dacă aveți să-ți întrebări, domnul Adrian. Foarte pe scurt, în acolo ai mai vreia zilei de azi, ce trebuie mai pentru al Marii Hristos, lepădarea de sine. Aici am înțeles, că eu vă spun în felul, dacă mă puteți completa cumva. Înseamnă să-ți învinci egoismul, pofta asta de păcate, luarea crucii înseamnă asumarea greutăților. Aici vin și cu istorioare, pentru că era un creștin care se toprânzea, Doamne, ce cruce grea de ea. Și noaptea lui se ia par o munger și duce de mână cu un grup plin de cruci și vedea acolo de aur, cu diamante, de aur, de fel.
Și el încearcă să iau de ce alege una din el. Și el nu putea nici măcar să le miște cu degete, cum să le miște. Și totuși așa ajunge și la grupul de nervi, acolo tot așa. Și de-abia în capăt de tot cu de una din el. Le prezucat așa în bătoroasă, ce o ia foarte. Și în el ce, asta e cu cea ta. Deci asta ar fi într-un săr, după părerea mea. Și a treia cu urmarea lui Hristos, aici avem la episodul când Iisus era răstignit și își băteau tot de el. Farisei și mai erau pe acolo și printre altele au zis, dacă ești urmă, se coboară acum de pe cruce și vom crede în el. Ori ei nu știau ce zic, dacă intrai pe aici, ce vreau, de când prin absurd, dar ai făcut așa, n-ar mai fi crezut nimeni în el, după părerea mea. Deci a urmat lui Hristos înseamnă a duce crucea până la capăt. Da. Așa și a o altă întrebare cu un om. Aici nu întrebare, vreau să vă întreb, dar eu am fost în ultimul pelerinaj de săptămâna trecută, am trecut și pe la Vlădeni, la Casa Părintelui Dumitru Stăniloi, dacă puteți să-mi spuneți de acolo. Ceva? Mi-a plăcut, vă mulțumesc. Da. 2017, fiind anul dedicat Mărturii Sfântului Ioan, cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut un pelerinaj împreună cu maserați și studenți de la teologie. Am făcut un drum care vrea să ne întâlnească pe Comicește, de la Forul 13 la Mare, la Mitești, care a rămas peste noapte, acolo unde a fost Dovinul de cele mai impozitoare este un paradis unde se dujește și se face Sfântul Mascu și Părintele de acolo ne-a exorisit, ne-a investit multe lucruri care s-au făcut acolo pe jurele la Sfântul de la Mitești. Apoi am mers la Iud, la Alexandra, foarte bolță, unde se construiește o mănăstire care va deveni un fel de centru de studii bacteriologice, așa că, dar cu referire specială la suferința închisorilor. Am mers la Giuleva, pe dealul de la Cărării de Linie, unde au fost aruncate Târgul Regiului de Bucuri la Giuleva. Apoi la Sime. Și acolo se face o mănăstire. Se face o mănăstire de Părintele de Grigore Bene. Apoi la Sime. Și ne-am întors, nu știam prea multe momente despre Cetatea Veche, din Fărbăraș, fost de Cimați, a fost un părânt, fost dintre cei de rezistență din Monți. Și am încheiat acest pelerinaj unde vedeți. La Bărde, în casa Părintele Dumitru Stăniloae. Parcă ați trecut și pe la Rochia? Am trecut și pe la Rochia, da. La Rochia, da, seara, când am trecut la Sine. La Rochia, am trecut la Rochia, da, în acest altar al neamului. Și am considerat noi așa, deci era teamul, atunci era Sfântul la Moșu. Atunci am încheiat pelerinajul în casa Părintele
Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, ne vedem peste două săptămâni. Mulțumim, părinte profesor!